Sindicatul Național Prolex are un număr important de membri în Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, pe partea de turism. Astăzi am participat împreună cu liderii grupei sindicale din acest minister, și anume Petrache Lavinia și Munteanu Romeo, la dezbaterea proiectului de hotărâre de guvern privind reorganizarea ministerului. Practic, reorganizarea propusă a fi adoptată vizează reducerea de posturi sub pretextul de eficientizare. Vreau să mă rezum la susținerile noastre, dar nu pot să nu remarc faptul că toți cei prezenți la dezbatere au susținut cam același lucru, și anume că hotărârea de guvern, astfel cum este concepută, nu este justificată. Și când spun că aproape toți, mă refer la patronate, la cele două sindicate, SCUT și Prolex, care au fost la dezbateri, la directori de direcții și chiar la secretar de stat. Secretar de stat, și mă refer la doamna Daniela Nicolescu, care a declarat că a luat act de proiectul de reorganizare de pe site-ul ministerului. Abia după ce a aflat că va fi reorganizare și cu reducere de posturi, inclusiv la direcțiile pe care le coordonează, a solicitat o analiză a situației din cadrul direcțiilor respective și a ajuns la concluzia fundamentată că e nevoie de personal suplimentar, nu de reducere. Revenind la problema de turism, pentru că s-au discutat pentru toate direcțiile, dar noi am discutat despre turism pentru că aici avem membri și suntem interesați. Am ridicat următoarele probleme. Am spus că, da, reorganizarea e un act managerial. În principiu nu e treaba sindicatelor. Dar sunt efecte ale reorganizării care privesc în mod direct oamenii. Și anume, protecția acestora, pentru că vorbim de reducerea unor locuri de muncă, și răspunderea profesională a celor care rămân și vor trebui să îndeplinească atribuțiile structurii, mai puțin oameni, la un volum mai mare de muncă, mai multe lucrări. Ei bine, am sperat să adresez opiniile noastre ministrului. Bineînțeles că nu a fost prezent, a fost condusă ședința de un secretar general adjunct și n-a fost în realitate o dezbatere, ci mai degrabă că acesta ne-a ascultat pozițiile tuturor părților, ne-a lăsat și material înscris cu argumentele pe care le-am susținut. Am solicitat să mi se comunice care este temeiul de drept pentru această reorganizare, care vizează, printre alte, și reducerea de posturi. N-am primit niciun răspuns. Același lucru a fost remarcat și de către alții participanți, și anume că nu există un temei de drept. Apoi, ceea ce este interesant este că același ministru a organizat acest minister în luna martie. Și după câteva luni, deja vrea să modifice, lăudând ceea ce a făcut atunci și acum criticând ceea ce este. Mă refer la structură și nu la îndeplinirea activității atribuțiilor angajaților, pentru că nu s-a făcut o astfel de analiză. Secretarul General adjunct a recunoscut faptul că reorganizarea a fost concepută de către ministru împreună cu direcții de suport. Practic, vrea să facă o eficientizare fără să întrebe conducerea profesională direcțiile care
vin și implementează atribuțiile Ministerului. De asemenea, am subliniat consecințele reducerii de personal. Am precizat în primul rând faptul că efectivele existente nu fac față. Că sunt întârzieri în soluționarea lucrărilor, iar o reducere de personal ar fi dezastruoasă. Pe de o parte, ar încuraja concurența neloială în domeniul turismului, prin faptul că angajații deja nu mai au timp să meargă la controle tematice și merg mai mult la sesizări. Pe de altă parte, vor fi afectate serviciile în ceea ce privește calitatea termenelor de soluționare, întrucât toate lucrările au termene și termenele sunt nerespectarea lor produce prejudicii materiale și chiar mai grav că unele unități nu vor mai putea funcționa dacă după autorizarea provizorie nu, în timpul de existență, de durată a acestei autorizări nu se finalizează să primească autorizare definitivă. S-a subliniat faptul că se lucrează cu fonduri europene, iar întârzierea poate duce la pierderea proiectelor, fondurilor europene. De asemenea, structura de control este una dintre puținele structuri din cadrul Ministerului care aduce bani la bugetul statului. Amenzile aplicate de către oamenii în această structură sunt însemnate și ele sunt cu mult, mult mai mari decât cheltuielile cu venitul angajaților. Evident, avem experiența, să zic așa, nefastă de la alte ministere care au procedat la reorganizări prin reducerea de personal și care după câteva luni au constatat pierderi la buget și în calitatea serviciilor. Din păcate, lucrul ăsta poate fi remediat abia după un an de zile, după ce s-a făcut o reorganizare prin înființarea de noi posturi similare. Am avertizat sub acest aspect, am fost ascultați, spunea că au fost și auziți, nu a fost o dezbatere în sensul corect al cuvântului, ci mai degrabă a luat act. Am remarcat situațiile de reorganizare care au produs prejudicii statului și au generat fapte penale și am dat exemplu de la Vamă și de la ANAF și chiar am amintit că cel care a făcut această reorganizare și a generat astfel de efecte chiar a fost condamnat penal. Este interesant faptul că direcțiile generale de specialitate, prin materialele, memorii și note de fundamentare, au susținut fix ceea ce noi am remarcat și am prezentat în cadrul dezbaterii. Sperăm că tot ce am susținut va fi analizat și că această reorganizare, dacă ea se va finaliza, să nu se finalizeze sub această formă. Am identificat mai multe nelegalități, suntem convinși că vom avea câștigând instanță, dar sper să nu ajungem acolo, pentru că dacă am ajunge deja câțiva oameni din direcțiile pe care le reprezentăm, vor fi afectați, vor fi afectate locurile de muncă ale acestora și chiar dacă câștigăm, ceea ce ar însemna luni de zile până se finalizeze procesul, oamenii ăștia deja vor suferi pierderi materiale. Sperăm ca acest proiect să nu treacă și sunt convins că oamenii își vor găsi dreptatea
Iar sindicatul ProLex, așa cum a dovedit-o, îi va reprezenta în instanță gratuit sub toate etapele procedurale.